Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a demarat în Albac prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit un amplu proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile. E vorba de modernizarea infrastructurii rutiere sociale și culturale în comuna Albac, care presupune, printre altele, modernizarea aproximativ 14 km de drum. Firma care execută lucrările aparține unui controversat om de afaceri din Hunedoara, fost vicepreședinte al PDL. Valoarea proiectului este de aproape 2,5 milioane de euro. În proiect intră și modernizarea drumului dintre Albac și satul Față pe o lungime de 3,4 km. Lucrările sunt în plină desfășurare, dar nu toți sătenii din localitatea Față sunt mulțumiți cum se execută. În opinia acestora, drumarii nu respectă proprietatea și nici siguranța rutieră. Sunteți mulțumită de lucrările astea? Păi eu sunt mulțumită, dar uitați ce am după gard. Păi așa cum sunteți mulțumită dacă aveți? Uite! De drum îți mulțumite, nu am ce să zic nimic, drum ni trebuie, dar uitați ce ne-o fac cu gardul și să mergem și mai încolo. Uite, vin bolovanii în casă. Ar trebui să pună un zid de sprijin. Să ne facă un zid de sprijin, altă nu. Sau să ne scoată pietrele de după gard. Ați vorbit cu dânsii? Păi am vorbit. Și ce zic? Păi au zis că ne scoat pietrele după gard, dar păi nu le-am scos. Dar zid de protecție de sprijin vă pune? Nu. Nu lasă gardul nu. Așa cum e? O zis că nu se poate și nu pun zid de sprijin. No, și gardul ne rămâne așa cum e, să-l reparăm noi. Am zis și câte domnul vice de la primărie și au zis că zice, săptămâna asta nu pot să viu, dar zice săptămâna următoare viu și să rezolvăm treaba. Nu mi-a venit nimic, că este și de 3 săptămâni când a fost. Ilie Ioan Paven susține că nu se făcea niciun metru de zid de protecție în zona proprietății sale dacă nu se certa cu reprezentanții firmei și ai administrației publice locale, persoane despre care afirmă că una spun și alta fac. Pe scurt, Ilie Paven e de părere că executanții lucrează de mântuială. Bun, dar zidul respectiv l-au făcut numai la insistențele noastre, al minter nu? Nu. Nu făceau nimic? Nu făceau nimic. Deci, după ce m-am luat, eu am făcut 30 de metri. După ce mi-am luat iarăși și nu am vrut să-i mai las, zice, am mai găsit 20 de metri, o luat din altă parte, nu știu de unde, părtia, bar, n-am cum, și văd că am mai găsit 20 de metri. Foarte bine, nu am mai lucrat 20 de metri și am prins lucrarea. Am făcut o ortie, cum că după ce face, încureță. Pământul, piatra, ce se duce în proprietate. Și zice, mi-a făcut, a însemnat primarul, a însemnat inginerul ce e aici, la drumuri cu muncitorii, am însemnat eu, nevastă mea, și zice, veniți peste 3 zile că trebuie să o trag la Sieros la fiecare să vă dau mărtia. Ne ducem la o săptămână, zice, domnule, duce la primar poliția, de la primar duce la contabil, de la contabil duce la poliție. Zice, domnule, eu nu mai viu, eu nu cerșesc la primărie. Dacă veți veniți, dacă nu, eu la primărie nu mai viu. O să veniți voi aici, la fața locului. Și au venit, dar nu mi-a venit primarul, au venit vicilii. A doua oară cu poliția. Poliția, erau alții polițai. Domnule, că ce ertie s-a făcut, aia nu-i valabilă. Păi zic, aia care nu-i valabilă, mi-o dați mie. Că așa a făcut. Și nu mi-o dat. Și am lucrat la drumuri, în Sălcioa. Dar eu așa ceva, eu n-am lucrat, nici n-am văzut. Aici se face o bucată de șanț, mai încolo, iară, nu știu, abar n-am. Un zid aici, unii nu trebuie să face, unii trebuie nu să face. Primarul Todea are altă părere. Ne explică în ce constă proiectul și consideră că sesizările pe tema cu pricina au caracter politic. Primăria Comunei Albac a beneficiat de această investiție pe măsura 3.2.2, un proiect cu finanțare europeană care vizează construirea și amenajarea de drumuri comunale pe drumul Față despre care este vorba, pe dealul Lămășoi, pe Rogoz și cele două străzi din centrul localității Albac, precum și un centru de zi pentru vârstnici care este în fază finală, plus dotările pentru căminul cultural și centrul de zi pentru bătrâni. Dacă vorbim de drumuri, ajungem la acel drum de pe Față. Ce pot eu să vă spun? Că distanța acestui drum este prevăzută în proiect pe 3 km și 400 de metri. Există autorizație de construcție, există în monitor oficial al țării o lățime de 5 metri a acestui drum, pe o lungime de 12-13 km, care face legătura din Albac până în satul Costești. Eu vă spun cu toată convingerea, aceste ambiții sunt legate de ambiții politice, pentru că am avut mari meciuri cu acești oameni în campanie electorală
fiind și de altă baricadă politică, dar așa este normal și așa este într-un stat democratic, foarte bine. Primarul este coordonatorul principal de credite. Prin viza sa se virează banii pentru lucrările executate, dar la ora dialogului nu a putut să ne spună cât costă lucrările la drumul spre satul față, întrucât nu avea documentele la dispoziție. Dragii mei, dacă dumneavoastră vreți să înțelegeți că o investiție de 2 milioane de euro nu se poate să face stricând două garduri la un cetățean, atunci dați-mi voie să mă abțin și eu la această investiție. Normal că se strică. Se strică garduri, la unii le mai taie pomii care sunt în apropiere. Ba alții vin cu gardurile până în drumul public și când... N-avea treabă de gard, cât ai avea să fie peste tot pe margine zid de protecție. Nu se poate, nu există... Proiectul așa este făcut, așa este aprobat de către Uniunea Europeană și de către APDRP-ul. Eu nu pot să fac rabat după plăcerea și bunul plac a fiecărui om pe zona unde trece acest drum. Da, cum e proiectat acest obiectiv? În sensul în care trebuie să fie aici și acolo zid de asta de protecție sau peste tot? Eu, din câte știu, zidul de protecție nu este peste tot. Este doar în zonele unde prezintă un pericol mai ridicat pentru circulația rutieră pe acest tronson de drum. Dar să știți că acolo, în multe zone, prezintă pericol de genul ăsta care ziceți noastră și nu e niciun fel de... Dacă vreți să faceți un reportaj mai amplu, v-aș ruga să luați legătura cu proiectantul acestui drum, cu organele statului care au aprobat această investiție, să-i întrebați pe ei. Deocamdată primarul Comunii Albac nu este inginer constructor, eu am altă meserie. Eu am făcut demersurile necesare ca să pot derula această investiție, mă bucur că se face, iar acești câțiva nemulțumiți să le dea Dumnezeu sănătate până la dăși bătrâneți. Pe scurt, dumneavoastră sunteți mulțumiți de lucrări? 100%. Oarecum surprinzător, primarul Todea recunoaște că drumarii i-au făcut săteanului din față o porțiune de zid de protecție numai la insistențele acestuia din urmă, dar în privința proprietății lui Ilie Paven are un semn de întrebare. Ce mai zicea omul? Că drumul respectiv trece pe terenul dânsului, pe proprietatea dânsului și dacă nu-i faceți zid, el oprește lucrările. Mai mult zicea că pe drumul respectiv, pe o porțiune, certându-se cu inginerul de acolo și tot drumându-se cu dânsul în gură, eu făcut zidele de protecție și eu zis, domnule, uite, eu venit toată cu 30 de metri, după aceea eu venit cu 20 de metri și eu zis atât, nu mai putem mai mult. Adică, ca și cum, ca în târg, bă, da. Mai fă 10 metri, nu știu. Deci, vedeți, omul bun este nebun, este un proverb românesc, pentru că eu cunosc persoana care v-o sesiza pe dumneavoastră, am fost cu el acolo, la fața locului, cu constructorul, cu dirigintele de șantier, cu... mă rog, oameni din primărie și ne-am uitat și noi ne-am dat cu părerea și am zis că dacă există posibilitatea din punct de vedere tehnic ca să mutăm un tronson de zid dintr-o parte care probabil nu este chiar necesar, într-o zonă unde probabil că nu l-a prevăzut corect constructorul, fără să modificăm valoarea proiectului, am zis că facem un lucru bun și l-am făcut. Ei, acum probabil că acel om vrea să-i fac fundații la casă, vrea să-i împrejmuiesc terenul roată pe după casă cu ziduri, pe banii europeni eu așa ceva nu fac. Înțeleg, deci că la insistențele dânsului, dumneavoastră și constructorul a zis, haide să luăm de aici, dumneavoastră, de ce s-a exact, așa s-a și întâmplat. Iar acum, dacă n-am putut realiza tot zidul pe proprietatea lui, cum ar visa persoana respectivă, credeți-mă că eu nu mi-asum niciun fel de responsabilitate mai departe. Aici este un mare semn de întrebare cu proprietatea, pentru că primăria, domeniul public al statului, este proprietar pe 5 metri lățime pe tronsonul acestui drum public. Și vii și întrebi pe dumneata cetățean care ai gardul în drum. Dumneata ești proprietar cu gardul în drumul public? Arată-mi actul de proprietate. La care vine și îmi spune, lasă-mă domnule pe dumneata cu actul de proprietate. Păi eu te las, dar eu sunt proprietar pe 5 metri. Și pe acest tronson eu trebuie să-mi desfășor activitatea și proiectul să deruleze. La plecare aflăm că modernizarea infrastructurii rutiere, sociale și culturale în Comuna Albac are ca termen de finalizare primăvara anului viitor, dar la drumuri nu se mai poate lucra decât maxim 2 luni, că vine iarna și o mătui mare în Apuseni. Și mai aflăm un lucru, noua primărie a comunei a fost ridicată în mandatul președintelui Traian Băsescu, aspect de care primarul Todea este atât de entuziasmat, încât și-a postat la intrarea în birou o plăcuță relevantă.